Vineri 18 iulie, procurorii DNA Suceava au realizat 7 percheziții domiciliare în județele Botoșani și Suceava, la Consiliul Județean Suceava, respectiv la un punct vamal. Potrivit informațiilor judiciare, ar fi vorba de fostul șef al punctului de frontieră Siret, Nelu Fediuc, care este acuzat de acte de corupție alături de o serie de persoane care au fost aduse la sediul DNA Suceava. La Consiliul Județean Suceava, anchetatorii au descins într-un birou de informații clasificate aparținând structurii județene a Serviciului de Protecție și Pază. Conform surselor judiciare, printre cei anchetați se numără Lucian Solcan, șeful acestei structuri. Acesta a declarat că nu există acuzații pe numele lui, ci doar un mandat de percheziție, dar anchetatorii erau în căutarea unui document oficial. Și ce vizează la birou? Dar ce v-au spus anchetatorii? De ce au făcut percheziții? Căutam un document, nu pot să vă dau alte detalii, o să mă duc acum să văd despre ce. V-au chemat la audiență? Da. Un document oficial? Îl cunoașteți pe domnul Fediuc? Da. Domnul Fediuc spune că nu vă cunoaște, că nu știe cine sunteți. E foarte posibil. Nu ce-ar spus? Dar în ce caz? De contrabandă sau ce v-a întrebat? Ce document? O declarație. Nu știu asta.